Derbiul local cu Forex este așteptat cu precauție, dar și cu speranță în același timp de cei de la FC Brașov. Principalul Stegailor, Aurel Șunda, spune că un derbi local naște întotdeauna ambiții uriașe, motiv pentru care a studiat atent jocul rivalilor de sâmbătă. Am analizat echipa Forex, o echipă bună, așa cum am spus, ca dovadă și victoria obținută în prima etapă. Dar sperăm ca să ne îmbunătățim și noi jocul și să jucăm fotbal pe care l-am prestat în a doua repriză, în meciul cu Botoșaniu, și să luăm cele 3 puncte puse în joc, fiindcă avem mare nevoie de cele 3 puncte. Noul atacant al Stegarilor, Florin Anghel, venit la galben-negri de la Forex, a fost cel care i-a dat lui Șunda o mână de ajutor. Am discutat, așa este cum ziceți dumneavoastră, am discutat și cu Anghel, chiar și a făcut un referat vis-a-vis de ceea ce a spus Anghel și chiar și pe Anghel am pus să prezinte câteva detalii vis-a-vis de Forex. Șunda spune că orice punct adus de afară va cântări greu în clasamentul adevărului, dar FC Brașov nu trebuie să se mulțumească doar cu un singur punct. Tehnicianul Stegarilor nu-l va putea folosi sâmbătă pe Poverlovici, în continuare accidentat, în timp ce Dumitru acuză o ușoară contractură, dar cel mai probabil va fi recuperat până la ora jocului. Derbiul orașului de sub tâmpa Forex Brașov-FC Brașov va putea fi urmărit sâmbătă în direct la TVS de la ora 11.